Bun găsit tuturor! Știm cu toții că femeile însărcinate acordă o atenție sporită îngrijirii corpului, dar și sănătății bebelușului. Statisticile arată că 80% dintre femeile însărcinate care muncesc ore întregi pe un scaun, în fața unui birou, au dificultăți la naștere, iar medicii recomandă mișcarea, în special în primele trimestre ale sarcinii. Astăzi, la Trainer Luca, antrenoarea viitoarelor mămici, Raluca Brătan, ne propune din nou o serie de exerciții pentru burtici și bebeluși. Vom începe cu mișcări ușoare de încălzire, după care urmează antrenamentul propriu-zis. Vom evita însă exercițiile pentru peretele abdominal, care sunt categoric interzise în perioada sarcinii. Atenție, urmează Trainer Luca! Salutare, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la un nou episod Trainer Look. Numele meu este Raluca Brătan și voi fi antrenorul tău pentru 45 de minute. Sunt antrenor personal și kinetoterapeut cu specializare în gimnastica prenatală și postnatală. Astăzi vom face, după cum v-am obișnuit, un antrenament de gimnastică. Aproape că mi-o reușit și m-ați întrerupt. Salutare, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la un nou episod Trainer Look. Numele meu este Raluca Brătan și voi fi antrenorul tău pentru o oră. Sunt antrenor personal și kinetoterapeut cu specializare în gimnastica prenatală și postnatală și astăzi îți voi prezenta un antrenament de gimnastică prenatală, antrenament pentru graviduțe. Antrenamentul de astăzi va fi un antrenament mediu spre ușor. Ca și accesorii vom avea nevoie de o minge de gimnastică, minge mare, mingea mică de pilates pe care o folosim și în gimnastica prenatală, greutăți pe care le putem înlocui cu sticle de 0,5 pe care cu siguranță le aveți acasă, bandă elastică și salteluța. Foarte important înainte să începem antrenamentul este să aveți acordul medicului specialist. Fără acordul medicului specialist pentru mișcare nu facem antrenamentele, ok? Astea fiind spuse, o să începem antrenamentul cu o ușoară încălzire și vom începe cu corectarea posturii, cea mai importantă. Picioarele vor fi depărtate la nivelul șoldurilor, genunchii ușor flexați, o mână pe burtică, una pe zona lumbară și băgăm bazinul ușor în față, umerii trași spre înapoi, pieptul larg deschis, gâtul alungit și bărbia ușor, ușor în piept. Și de aici începem cu flexii și mergem pe expir, revenim. Continuăm cu flexii și continui. 3, 4, mergem până la 10 repetări. 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Și continuăm lateral stânga. Pe flexie, vreau expir, continui, 3, 2 și 1, schimbăm, 5, 4, vreau să duci urechea spre umăr, nu să ridici umărul, ok? Continuăm, 3, 2 și 1 și acum facem semicercuri spre înainte. Nu vreau să facem cursă completă de 360 de grade pentru că zona cervicală oricum este o zonă cu probleme și atunci vreau să facem stretching. Să întindem un pic musculatura. Și continui. 5 4 3 2 și 1. Și de aici vom face ușoare rotări spre înapoi. Cu expir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cu expiră 9 și 10. Și acum vin în față, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 și 1. Continuăm cu un ușor joc de glezne. Rulăm vârf călcâi. Nu uita de inspir și de expir tot timpul. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Inspir pe nas, expir pe gură. Și continuăm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brațele în față la nivelul umerilor, palmele orientate spre tavan și de aici vom face flexie cu strângerea pumnului, extensie cu depărtarea degetelor și continui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ducem brațele în lateral, palmele tot așa orientate spre tavan, continuăm jocul de gleznă, flexie cu strângerea pumnului, extensie cu depărtarea degetelor. Și continui. 10, 9, 8, pe flexie, tot timpul ai expir. 5, 4, 3, 2 și 1. Și de aici, sus brațele, tot așa, cu depărtarea degetelor și extensie. Și continui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Perfect! Mergem acum cu pas lateral, cu ușoară flexie din genunchi și cu expir și dai drumul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Și acum facem 2 pași lateral. 1, 2, 3, continuă 4, 5. Foarte important de evitat în timpul sarcinii sunt săriturile. 6, 7, 8, 9 și 10. Și acum pe pasul lateral face o ușoară flexie cu ducerea călcâiului spre fesieri. Și continuăm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Și acum aducem genunchiul în față și îl flexăm. Eu o să pun mâinile, imaginând că am o burtică. Ducem genunchiul pe lângă burtică. Vreau să-l duci foarte mult în exterior, undeva la 45 de grade, da? Și dai drumul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Și acum mergem lateral cu ridicarea brațului, da? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Perfect! Ne luăm mingea. Dacă nu aveți acasă minge, nu este nicio problemă. Puteți să vă așezați pe un scaun pe care cu siguranță fiecare îl are acasă. Și ne luăm greutățile și vom începe cu brațele. Dacă nu aveți greutăți, vă luați sticlele de apă. Dacă nu aveți nici sticle de apă acasă, faceți pur și simplu mișcarea fără nicio greutate. Și dăm drumul cu ducerea brațelor în lateral cu expir. Lucrăm mușchii deltoizi, mușchii umărului și mergem pe 15 repetări. Și continuăm. 4, 5, 6, 7, mare atenție la postură, 8, umerii trași, pieptul scos, 9, tălpile bine lipite de sol, 10, continuă și expiri, 5, 4, 3, 2 și 1. Și de aici vom face flexii pe biceps, tot așa pe flexie,
Vreau să-mi expir. 15 repetări. 2. Continuă. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2. Și 1. Și de aici facem flexie pe biceps și sus ridicăm brațele. Și vom avea 15 repetări. Și expir. 2. 3. Expiră. 4. 5. 6. Tot timpul ne corelăm expirul cu efortul. 7. Asta o să vă ajute în timpul trabaliului. 8. 9. Pe contracție, tot timpul expir. 10. O să mulțumiți când o să ajungeți în momentul acela. 4. Expir. 3. Expirăm. 2. Și expirăm. 1. Bun. Brațele la nivelul umerilor, palmele orientate spre tavan și continuăm cu flexiile. Pe flexie îmi expir. 2. Și expir. 3. Expiră. 4. 5. 6. 7. Expir. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2. Și 1. Relaxăm brațele și facem câteva semicercuri în față. Tot timpul cu expir pe final. 4. 3. Continui. 2. Și 1. Continuăm cu un exercițiu pentru pectorali. Brațul vreau să-ți fie în prelungirea umărului, la cot să ai 90 de grade și de aici aduci brațele în față cu răsucire și revii. Când brațele tale sunt în față, vreau să ai un expir și mergem pe 15 repetări. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dacă nu ți-e 15 repetări, nu este nicio problemă. Următorul antrenament vei face mai mult. Și expiri. 3, expirăm. 2, expirăm. 1. Relaxăm brațele, facem câteva rotiri spre înapoi. 4, 3, 2 și 1. Lăsăm greutățile jos. Eu o să-mi iau banda elastică. Dacă nu ai acasă banda elastică, poți să folosești și un prosop sau un baston sau coada de la mătură și vom face un exercițiu postural. Un exercițiu care ne ajută să ne ducem umerii spre înapoi, să nu mai avem o poziție cifozantă și o să începem cu corectarea posturii picioarelor. Picioarele depărtate la nivelul șoldurilor, genunchi ușor flexați, o mână pe burtică, una pe zona lumbară, băgând bazinul ușor în față și de aici. Brațele întinse, le ducem deasupra și tragem mult, cu expir și revii. Și vom avea 15 repetări. Expir, 2. Expir, 3. Expir, 4. Expiră, 5. 6.
7. Expirăm, 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2 și 1. Bun. Lăsăm banda jos și continuăm cu un exercițiu pentru triceps, partea din spate a brațului. Picioarele depărtate la nivelul șoldurilor, genunchi ușor flexați, bazinul îl bagi în față, trunchiul ușor spre înainte, duci coatele mult în spate și de acolo vreau să-ți faci o extensie corelată cu un expir. Și merge pe 15 repetări. Și dai drumul. 3. Continuă. 4. Nu vreau să hiperlordozez zona lombară. Vreau să bagi bazinul în față, da? Și continuă. 5. Continuăm. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 4, 3, 2 și 1. Rămânem în aceeași poziție și vom lucra un exercițiu pentru marele dorsal. Și de aici, brațele paralele cu picioarele, tragi mult brațele în spate ca și cum ai vrea să-ți apropii coatele, să simți că ți se apropie omoplații și revii. Și când duci brațele în spate, vreau să ai un expir. Și mergem pe 15 repetări. Expiră, 3. Expir, 4. Expir, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2 și 1. Lăsăm canterele jos sau greutățile ce ai tu acasă și continuăm cu câteva exerciții pentru picioare. Eu o să folosesc o bandă. Dacă nu ai acasă bandă, poți să faci și fără bandă. Picioarele depărtate la nivelul șoldurilor, genunchii ușor flexați, bazinul îl băgăm în față, umerii trași, pieptul scos, privirea înainte și de aici vom face un pas scurt lateral, dreapta și schimbăm stânga. În momentul în care facem pasul lateral, vreau să ai un expir. Și continuăm cu 15 repetări duble. 2. Mâinile poți să le ții pe șold, 3, să-ți cuprinzi bazinul, 4, expiră, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vor lucra mușchii abductori, partea exterioară a coapsei. 5, 4, 3, 2 și 1. Și de aici, picioarele rămân depărtate la nivelul șoldurilor, vârfurile ușor în exterior, coborâm într-o semigenoflexiune și revenim. Pe efort îmi expir, pe revenire îmi inspir. Inspir pe nas, expir pe gură. Și mergem pe 15 repetări. Umerii trași, pieptul scos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nu ne grăbim, conștientizăm fiecare mișcare. 4.
3, 2 și 1. Și acum continuăm cu semin genoflexiunea și în momentul în care ne ridicăm, vreau să te ridici pe vârful. Mergem tot așa pe 15 repetări. Te ridici pe vârful. 4, genunchii și pe revenire îți rămân ușor flexați. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 și 1. Rămânem în aceeași poziție și fesierii ușor coborâți și o să facem ridicare pe vârfuri alternativă. Mâinile pe șol, să-ți cuprinzi bazinul și mergem pe 20 de repetări. 20 duble. 3. Nu uita de expir. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ridicările pe vârfuri o să te ajute la prevenirea platfusului. Din cauza schimbării centrului de greutate în timpul sarcinii și kilogramelor în plus, posibil să apară prăbușirea boltei plantare. Și atunci, prin ridicările pe vârfuri, încercăm să prevenim acest lucru. 4, 3, 2 și 1. Bun. Lăsăm banda. Ne așezăm pe minge și continuăm cu mișcările de balans ale bazinului. Ne așezăm pe mijlocul mingii, picioarele depărtate undeva la 45 de grade, numai depărtate, umerii trași spre înapoi, pieptul scos, privirea în față și de aici mergem cu balans în față și în spate, 15 repetări. Vin față cu expir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și încă 5 repetări. 4, 3, 2 și 1. Și mergem lateral stânga, cu revenire, lateral dreapta. Și tot așa, 15 repetări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aceste exerciții pentru balansul bazinului ajută la deschiderea bazinului, deschiderea articulației sacroiliace de care ai mare nevoie în timpul nașterii. 5, continuă. 4, 3, 2 și 1. Și mergem acum cu semicercuri în spate, tot așa 15 repetări. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Acest exercițiu, pe lângă că îți deschide bazinul, îți și depresurizează zona lombară. Face un ușor stretching. 3, expiră 2 și 1. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne vedem în câteva minute. Rămâneți aproape! Bună, bine v-am regăsit la Trainer Look. Cum sunteți? Sper că v-ați hidratat. Noi o să continuăm cu exercițiile la salteluță
și o să ne așezăm în patrupedie, cu sprijin pe genunchi și pe palme. Vreau să vă luați greutățile și vom continua cu un exercițiu pentru dorsal, mușchii spatelui. Nu vreau să faceți hiperlordoză lombară, vreau să vă băgați bazinul ușor în față și de aici. Tragem brațele mult în spate, cu expir și continuăm cu 15 repetări. 15 duble. 3, 4, 5. Un obiectiv în gimnastica prenatală ar trebui să fie lucrarea mușchilor spatelui. 7, 8, 9, trebuie să-i tonifiem. 10 și continui. 5, 4, coloana noastră are nevoie de susținere. 3, 2 și 1. Lăsăm greutățile la o parte și continuăm cu un exercițiu postural. Mergem braț, picior opus, cu extensie și pe extensie vreau să expir. Piciorul vreau să-l țin în flexie plantară, să tragi vârful piciorului spre tine. Și continuăm cu 15 repetări. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 și 1. Și schimbăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuă, 8, foarte bine te descurci, 9, 10, 5, 4, 3, 2 și 1. Ne așezăm în decubit lateral, tot timpul când te așezi sau când te ridici, vreau să te ridici cu ajutorul brațelor și la fel și când te așezi. Niciodată nu ne ridicăm din abdomen. Coborăm cu ajutorul brațelor. Capul vreau să fie în sprijin pe brațe. Umărul, șoldul și genunchiul vreau să fie în aceeași linie. Piciorul de sub vreau să-l flexez și să ai un 90 de grade la articulația șoldului și 90 de grade la articulația genunchiului. Și de aici, cu piciorul întins, vârful piciorului vreau să fie în flexie plantară, ridici piciorul până la nivelul șoldului, cu expir și revii. Și mergem pe 15 repetări. Și expir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, expir, 4, 3, 2 și 1. Și acum, vii cu piciorul în față și expir și revii. Expirăm, 2, 3, piciorul nu-l ridicăm mai mult decât de nivelul șoldului, 5, 6, nu te grăbești, 7, menții piciorul în față pe tot expirul și revii cu un inspir pe nas,
9, 10 și continuă. Încă 5 repetări. Nu uita să expiri pe efort. 4, 3, 2 și 1. Ne folosim de această minge. Dacă nu o ai acasă, îți pui o pernă mică între genunchi și vreau să strângi tare de minge, călcâiele îți rămân lipite și în momentul în care strângi vreau să ai un expir lung. Și menții acolo pe tot expirul și revii. Mergem pe 15 repetări. 3. Continuă. 4. 5. 6. Nu este un exercițiu greu. 7. Trebuie doar să-ți corelezi expirul cu efortul. 9. 10. 5. 4. 3. 2. Și 1. Lăsăm mingea sau perna jos. Ne ridicăm cu ajutorul brațelor și palmelor și schimbăm partea. Continuăm cu aceleași exerciții. Sprijin pe braț, capul sprijin pe braț, umărul, șoldul și genunchiul vreau să fie în aceeași linie, piciorul de sub vreau să fie în unghi de 90 de grade la articulația șoldului și 90 de grade la articulația genunchiului. Vârful piciorului vreau să-ți fie în flexie plantară și de aici ridici piciorul până la nivelul șoldului și revii. Pe extensie, extensia laterală vreau să îmi expir. Și avem 15 repetări. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, expiră 4, 3, 2 și 1. Și acum vii în față cu piciorul, expiri, revii, inspiri. Și continui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu uita că aceste exerciții poți să le faci până în momentul în care naști. 10. Ești în siguranță. 5. Continuă. 4. 3. 2. Și 1. Ne luăm mingea sau perna. O punem între genunchi, călcâiele rămân lipite și de aici strângem tare mingea cu expir și revii. Strângi, relaxezi. Expiră, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte important de evitat statul pe spate, decubitul dorsal. Putem comprima vena cavă inferioară și artera aortă, ceea ce poate duce chiar la leșin. 3, 2 și 1. Lăsăm mingea, ne ridicăm cu ajutorul brațelor și ne așezăm din nou în patrupedie. Continuăm cu încă un exercițiu pentru mușchii fesieri. Vreau să ai sprijin pe genunchi, genunchii depărtați la nivelul șoldurilor și sprijin pe palme sau dacă simți o presiune în zona lombară, te rog să te așezi pe antebrațe. În felul acesta am eliminat orice presiune din zona lombară. Și începem cu extensie. Genunchiul vreau să-l ții flexat,
vârful piciorului să-ți fie în flexie plantară, tragi vârful spre tine și continuăm cu 15 repetări. Pe extensie vreau să expir. 3. Continuă 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tragem laba piciorului spre noi. În felul acesta evităm apariția cârceilor. 5, care la fel sunt foarte frecvenți în sarcină. 4. 3. Continuă 2. Și 1. Și schimbăm piciorul. Tot așa, 15 repetări. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Continuăm. 5. 4. 3. 2. Și 1. Continuăm cu un exercițiu pentru zona spatelui, un exercițiu de stretching în principal. Și vreau să rotunjești spatele cu băgarea bazinului în față și revii fără a-ți face o hiperlordoză în zona lombară, da? Și mergem pe 20 de repetări. În momentul în care rotunjești spatele, vreau să ai un expir. Trei, continuă. Pe revenire, inspir pe nas. 4. 5. 6. 7. Dacă simți orice fel de disconfort, te rog să te oprești până în momentul în care îți revii. 9. Și foarte important să te hidratezi. 10. 11. Mergem pe 20 de repetări. 15. Continuăm. 5. 4. 3. 2. Și 1. Și tot un exercițiu de stretching pentru întreg spatele este ducerea bazinului în spate spre călcâie, dar nu te așezi pe călcâie. Genunchii vreau să-i duci mai depărtați decât nivelul șoldurilor. Burtica îți intră oarecum între genunchi, stai acolo, pe expir și revii. Și te duci din nou în spate, cu expir și revii. Și mergem pe 10 repetări. 10, revii. 9, revii. 8. 7. Continuă. 6. 5. 4. Continui. 3. 2. Și 1. Și mergem lateral. Stânga, bazinul duci spre înapoi și stai acolo pe stretching, cu un inspir și expir adânc, revii și schimbăm partea. Inspir și expir și revii. Și mai facem asta încă de 3 ori pe fiecare parte.
Revii! Schimbăm! Revii! Schimb! Dacă te-ai dus spre partea stângă, trebuie să simți pe partea dreaptă. Că ți se întinde musculatura. Expir! Revii! Te-ai dus spre partea dreaptă, se simte partea stângă. Expir și încă o dată pe fiecare parte. Revii și schimbăm. Bun, ne ridicăm și ne așezăm din nou pe minge sau pe scaun, ce ai acasă. Și vom continua cu stretching-ul. Te așezi pe mijlocul mingii, picioarele depărtate undeva la 45 de grade, umerii trași, pieptul scos, larg deschis, gâtul alungit și privirea în față. Și de aici. Tragi brațul ușor în lateral și menții poziția. Inspir și expir și schimbăm. Inspir și expir. Revenim. Încă 3 repetări pe fiecare parte. Revii. Ai grijă la poziția ta pe minge. Nu-ți hiperlordozezi zona lombară. Bagi bazinul ușor în față. Schimbă. Revii. Încă o dată pe fiecare parte. Stretching-ul este foarte important la final de antrenament. Așa cum la început, pregătim organismul pentru efort. Prin stretching, scoatem organismul din efort și întindem musculatura. Prevenim apariția accidentărilor. Și acum, îți prinzi cotul, duci mâna în spate și încerci să-ți așezi palma între omoplați. Și tragi tare. Și schimbăm. Încă de 3 ori pe fiecare parte. Nu uita de inspir și expir. Și mai avem încă o dată. Și schimbă. Perfect. Brațele depărtate la nivelul umerilor, palmele orientate spre podea. Duci brațul drept spre partea stângă, cu un inspir și expir lung. Revii, schimbăm. Și revii. 3. 2. Și schimbăm. 1. Acum, vreau să-ți duci palma stângă în exteriorul, palma dreaptă, scuze, în exteriorul genunchiului stâng și să faci o ușoară răsucire. Nu vreau să faci o răsucire mare, doar cât să simți un ușor stretching pe zona laterală a trunchiului. Și schimbăm. Expir. Schimbă. Inspirăm pe revenire. Expir. Doi. Și mai avem o repetare pe fiecare parte. Și unu. Și acum, vreau să întind piciorul stâng cu sprijin. Pe călcâi, te duci ușor cu palmele spre laba piciorului, bineînțeles cât îți permite burtica și mobilitatea, și revii. Și pe flexie, vreau să ai un inspir lung, pe revenire inspir. Și avem 10 repetări. 10,
9. Nu te grăbești. 8. 7. Expiră 6. 5. 4. Continuă. 3. Te descurci foarte bine. 2. Și 1. Schimbăm piciorul. Sprijin pe călcâi. Piciorul întins. Flexie cu expir. Revenire, inspir. 3. Continuă. 4. 5. 6. 7. Nu uita că gimnastica prenatală îți pregătește corpul pentru naștere și implicit pentru perioada de după naștere. Când probabil și foarte posibil o perioadă să nu ai timp să faci mișcare. 3. Continuă. 2. Și 1. Dragile mele, cam atât pentru astăzi. Am încheiat antrenamentul. Aștept cu nerăbdare să ne vedem și săptămâna viitoare. Sper că v-a plăcut și sper că v-a fost de folos. Toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag! Aceasta a fost seria completă pentru exercițiile zilnice. Hidratați-vă corect și dacă nu reușiți de fiecare dată să țineți pasul cu Raluca, opriți exercițiul, odihniți-vă și reluați de unde ați rămas. De fapt, seria antrenorilor personali este binevenită în mediul online, unde avem acces la sesiunile lor de antrenamente oricând dorim. Cu Raluca ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, o găsiți și pe pagina de Instagram Raluca Brătan. Rămâneți cu bine!